Duminica aceasta, în localitatea Petru Rareș, a fost târnosită capela cimitirului parohiei. Sfințirea a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. După slujba de sfințire, chiriarhul locului a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. În satul acesta a rânduit Dumnezeu să vină un preot cu o râvnă și cu o credință rar întâlnită. Un preot care a venit în satul acesta, în care nu mai vrea să vină nimeni, datorită faptului că satul era foarte izolat, cum este și astăzi, deși un sat foarte, foarte frumos. Un sat cu adevărat pastoral și cu un peisaj cu totul și cu totul aparte. În comuna aceasta, Izvoarele, în satul Petru Rareș, a venit în urmă cu 9 ani de zile preacucernicul părinte Virgil Cazan, biserica pe care părintele l-a împodobit-o, numai el știe cum, el și doamna preoteasă. Pe lângă hramul istoric, Sfântul Ierarh Alexandru, capela a primit și hramul Sfântul Proroc Elisei. Astăzi, iată, vine rândul acestei parohii, parohiei din Petru Rareș, unde a avut loc târnosirea celei de-a doua biserici. Preasfinția sa spunea că este un loc sau un cătun uitat de lume, dar nu de Dumnezeu. La final, ierarhul a acordat distincția de iconom stavrofor părintelui paroh. În momentul în care preasfințitul Ambrozie a și hotărât data sfințirii, acest sat, Petru Rareș, comuna Izvoarele, a trăit o a doua înviere. Sarcina noastră este să ne ridicăm la măsura slujirii care ne-a fost încredințată. Trage-mă dejde că împreună clerul și credincioșii care formează biserica, împreună vom putea ajunge pe calea mântuirii. Să ajungem pe calea mântuirii pentru a o dobândi. Capela a fost construită începând cu anul 2010 pe locul unei vechi biserici de lemn care a ars în anul 2001.